Sosesc astăzi în România, națiune mult dragă mie și pe care de multe vreme doream să o vizitez. O canonizare istorică, așa ar putea fi numită proclamarea sfințeniei papei Ioan Paul al II-lea, primul suveran pontif care a vizitat România după căderea comunismului. S-a întâmplat în această zi de 7 mai în anul 1999. Carol Wojtyla devenea în 1978 primul papă din afara Italiei în mai bine de 400 de ani de istoria Bisericii Catolice. A devenit primul suveran pontif sanctificat după numai 9 ani de la moarte. În 1999, când a pus piciorul pe pământ românesc, Papa Ioan Paul al II-lea a devenit primul suveran pontif care a vizitat o țară majoritar ortodoxă. Am venit în România, țară punte între Orient și Occident, punct de răscruce între Europa centrală și cea orientală, România, pe care tradiția o numește cu frumosul titlu de Grădina Maicii Domnului. Le-a spus Papa Ioan Paul al II-lea sutelor de mii de credincioși români care veniseră să-l întâmpine. Vizita de la București avea să deschidă o nouă epocă în relațiile dintre catolicism și ortodoxie la aproape 1000 de ani de la Marea Schismă din 1054. Vizita în România a însemnat pentru Papa Ioan Paul al II-lea o etapă importantă spre materializarea crezului său de unitate în religie a Europei. Aici, Sfântul Părinte, care cunoștea opera lui Mircea Eliade, tradițiile românești, poezia lui Eminescu și îl aprecia în mod deosebit pe preafericitul patriarh Teoctist, a exclamat: "Aici am trecut pragul speranței." Cuvinte profetice care aveau să devină titlul unei cărți.